care a fost prima întrebare care mi s-a adresat în momentul în care am intrat în această sală? Dacă această bulină stă bine aici. Și care este energia acestei buline? Pot să vă spun că este foarte încărcată emoțional, da? Este o bulină emoțională. Doar că răspunsul meu a fost nu știu încă. Pentru a putea să vă spun cum stă această bulină, dacă această culoare este potrivită pentru acest sector al acestei săli, ar trebui să fac calcule. Ar trebui să fac măsurători, trebuie să ajung la o formulă și apoi să vă spun, să vă dau un verdict. Dar haideți să mergem la originii până să ajungem la această bulină. În urmă cu 20 de ani, am pariat totul pe o idee. O idee în care nu prea credeam. Câți dintre dumneavoastră ați investit totul, la un moment dat în viață, pe o idee în care nu credeați? Mulțumesc! Apreciez! Ei bine, acum 20 de ani am făcut acest lucru. Dar cum am ajuns să pariez totul pe o idee în care nu credeam? Eram studentă la arhitectură, secția de design de interior și mobilier și, evident, preocuparea mea principală era spațiul construit al casei. Era bunăstarea, dar din punct de vedere estetic, al locuitorilor unei case. La arhitectură învățăm niște principii. Vitruviu, celebru arhitect roman, a spus că o casă trebuie să fie durabilă, să aibă utilitate și să fie frumoasă. Ei bine, arhitecții de interior și de mobilier se ocupă de partea estetică în primul și în primul rând. Practic, prin tot felul de decorațiuni, prin culoare, prin formă și materiale, încercăm să inducem o stare de bine locuitorilor într-un spațiu. Este vorba de absolut orice spațiu construit, de la birouri până la hoteluri, spitale, absolut orice. Doar că întotdeauna mi-am dorit un diferențiator. Mi-am dorit să fac ceva diferit de ce făceau colegii mei. Și am început să caut. Și am dat peste o chestie numită Feng Shui. Sau, cum bine a spus Alex, Feng Shui, dar when in Rome spunem Feng Shui, că așa știm în Occident că se spune. Care vorbea despre un lucru foarte interesant, tot prin folosirea decorațiunilor. Mi-a dus un concept în atenție. Spunea că orice spațiu construit are energie. Mi-a plăcut, ca și designer de interior, mi-a plăcut ideea ca un spațiu să aibă practic un suflet. De ce ar fi doar o carcasă goală? Și mi-a plăcut ideea, însă ce nu mi-a plăcut și nu prea am rezonat, a fost ideea de totemuri. Pentru că tot această practică spunea că dacă pui, de exemplu, două rațe mandarin în colțul acesta al casei, ne va aduce o relație sau poate chiar relația perfectă. Apoi mai spunea că dacă în colțul acesta al casei o să pun o broască din aceea urâtă care scuipă bani, aceea de acolo, o să ne aducă prosperitate, o să ne deblocheze fluxul financiar. Aceeași teorie spunea că dacă în colțul celălalt opus al casei o să punem o piramidă sau nu știu ce obiect, vom avea parte de succes. Ei bine, asta nu prea rezona cu arhitectura, da? Pentru că este o știință, este ceva pragmatic. Dar am preluat ideea, apropo de a-ți permite să visezi. Am preluat ideea, mi s-a părut foarte interesant și am zis, dar dacă există un sâmbure de adevăr acolo. Și am început să caut. Lucru pe care vi-l recomand și dumneavoastră, când aveți o idee, dacă ajunge la dumneavoastră o idee, poate e bine, poate e rău, dar verificați informația. Așadar am căutat, am aflat că este vorba de o știință străveche care datează de peste 4.000 de ani, care provine din China și o folosea cine? O foloseau împărații, o folosea nobilimea. Evident, la un moment dat a devenit monedă de schimb pe lângă mătase și alte lucruri inventate în China. Și m-a fascinat acel lucru, doar că informația din acel moment de pe piață nu m-a mulțumit absolut deloc, pentru că era vorba doar de o practică totemică.
Am căutat cu puținele resurse de acum 20 de ani și am găsit un maestru chinez care preda în engleză în Singapore. Și am zis, acesta este pariul vieții mele și investiția vieții mele, pentru că am hotărât să studiez la sursă, la origini, să mă duc să studiez cu un chinez. De la cine poți să înveți cel mai bine un domeniu decât dacă nu de la sursa domeniului? Așadar, mi-am vândut mașina, singurul bun de preț în acea perioadă. Mi-am periclitat și relația pentru că prietenul meu de atunci n-a fost de acord cu acest lucru și am pariat totul. Și am plecat în Singapore pentru a studia Feng Shui cu maestrul meu chinez. E bine, pot să vă spun că din acel moment percepția mea asupra spațiului interior s-a schimbat radical. Am început să văd cu adevărat casa, să înțeleg casa și spațiile. Să-mi dau seama că fiecare casă este un organism viu. Că nu are de-a face cu obiecte, nu are de-a face cu totemuri și cu remedii rapide. Ne plac remediile rapide, dar doar ibuprofen și aspirina sunt remedii rapide, da? Știm cu toții că un remediu autentic și adevărat are nevoie de timp pentru a putea să fie implementat ca și o idee. Peste noapte o să aveți doar un lăstăraș, dacă nu chiar un bob. Vreau să vă întreb ceva. Zilele acestea ați simțit niște influențe mai dubioase, așa, oboseală, o lipsă de chef, epuizare. Cine a simțit? Dar știți de ce? Pentru că zilele acestea au loc niște furtuni solare foarte intense. Evident, noi de pe pământ aici, ocupați cu toate, da, cu preocupările noastre zilnice, nu le simțim. Însă oamenii de știință, că pentru că au aparatură, au spus, stați liniștiți, sunt doar explozii solare. Ce înțelegem prin acest lucru? Că de fapt universul, cosmosul, ne afectează prin tot felul de energii. Le vedem? Nu, dar le simțim. Haideți să vă mai întreb ceva. Credeți că planeta noastră are energie? Cum se manifestă ea? Prin că una dintre formele de manifestare este câmpul electromagnetic. Vă dau un cuvânt inteligent, se cheamă magnetosferă. Da? Și ne afectează, fie că vrem, fie că nu vrem, fie că vedem sau nu acest lucru. Ei bine, chinezii, foarte, foarte surprinzător este faptul că acum 4.000 de ani, chinezii au avut această informație. Au fost primii care au devenit conștienți că planeta Pământ are un câmp electromagnetic care afectează toate organismele vii de pe planetă și nu numai, veți vedea. Acum o să vă întreb ceva. Există timp? Eu cel puțin acum nu prea cred că mai am timp. Cât este ce... Nu se mai vede nimic, deci după cum vedeți a și dispărut timpul pentru mine în acest moment. Deci de acum sunt liberă la discurs. Da, 10 minute mi se oferă generos, mulțumesc frumos. Cum știm că există timpul? La un moment dat cineva, și pentru că nu mai avem timp, ia uitați, întotdeauna îmi place să pregătesc ceva de rezervă, eu mi-am adus o clepsidră, ca să știu cât timp mai am efectiv, da? Pentru că, după cum observați în zilele noastre, nu prea ne mai putem baza chiar așa pe tehnologie. Ne bazăm, dar să avem întotdeauna ceva de rezervă. Asta le spun și studenților mei. Învățați să calculați pe metoda tradițională, să scrieți totul de mână, să calculați din creierașul vostru, pentru că la un moment dat se poate întâmpla ceva. O furtună solară, nu știm ce, provenit din alte țări, da, niște influențe și să ajungem tot la metodele de la origine, adică la metodele tradiționale. Așadar, timpul nu poate fi văzut, îl percepem și îl simțim pentru că se manifestă prin exact această, poate, entropie, trecerea timpului. Vă vine să credeți că și casele noastre sunt afectate de timp? Sunt afectate. Vă vine să credeți că energia însăși este afectată de timp? Chinezii au această teorie concepută de-a lungul
celor 4.000 de ani, evident, nu imediat când au descoperit-o, în care au spus așa că energiile nu sunt la fel tot timpul, ele fluctuează. De aceea când vedem pe cineva care are succes o perioadă de timp, să nu credeți că este garantat acel succes decât dacă baza succesului este foarte solidă și foarte sănătoasă. Apropo de investiți totul într-o idee, dar investiți cu spor. Așadar, la rândul meu am investit foarte mult, am fost nu doar la un curs, am fost la 10 de cursuri cu maestrul meu ca să fiu sigură că am înțeles bine acea idee și să o pot da mai departe la fel de bine. Cam așa arată modalitatea lui ChatGPT de a mă ajuta să arăt cum... Prima este opera lui ChatGPT, a doua este opera mea, dar evident nici el n-a putut să lucreze fără ca eu să explic cât de cât ce vreau de la el. Este un copil care crește. Și haideți să mergem un pic la originile locuitului. De ce am avut nevoie de locuințe? Și cum ne-am dat seama că în interiorul locuințelor există energie? Păi, în primul rând, omul preistoric a trebuit să se protejeze de intemperii, de furtuni, de animale sălbatice și s-a prins că, de fapt, peștera era primul confort, confort 3, aș putea să spun, da? Mai limitat. Apoi și-a dorit mai mult, a avut nevoie de utilități. Așadar, s-a mutat, a căutat peșteri pe lângă apă. Ce înseamnă acest lucru? Să fim protejați, să avem acces la apă. Același lucru spune și Feng Shui, vânt și apă. Protejează-te de vânt sau de forțele externe și stai pe lângă un curs de apă, pe lângă utilități. Pe apă ce s-a întâmplat? Am început să facem negoț, să transportăm diverse lucruri, am spălat, ne-am hrănit, așadar ne-am îmbunătățit viața. Apoi, a treia, apropo de ce spunea arhitectul Vitruviu, am avut nevoie de estetică. După ce omul s-a mai liniștit un pic, nu l-a mai mâncat animalul sălbatic, a început să picteze, să-și picteze ce ideile, visele. A avut nevoie și să comunice, dar și să dezvolte aceste idei. Acestea au fost începuturile, au fost originile. Doar că în acel moment nu se vorbea despre energie. Ei bine, energia înseamnă momentul în care oamenii și-au dat seama că nu este suficient doar să avem protecție, că nu este suficient doar să avem utilități și nu este suficient doar să avem o parte estetică. Și au început să studieze mai mult. Se cheamă geomanție. În toate colțurile lumii, în diverse momente din timp, oamenii au studiat efectul naturii asupra stării noastre de bine. În India se cheamă Vastu Vayada, pentru cei care ați auzit termenul. În Egipt s-au construit piramidele care generau energie, mă rog, pentru cei plecați, da, ca să-i ajute în tranzițiile lor. În Grecia s-au descoperit șirul lui Fibonacci, numărul de aur, tot felul de... de proporții și în România avem ansamblu de la Sarmizegetuza pe care vă recomand să-l vedeți. Dar știți cum se construia în trecut o casă în România? Se dădea drumul vacii pe teren și unde se așeza vaca, acolo se construia casa. Nu știm cum, dar românii considerau vacile. Este o informație destul de sigură preluată de la un profesor universitar. Aveam diverse obiceiuri ca să ne îmbunătățească viața. Puneam sare la... Și în zilele noastre, în mediul rural, încă se mai întâmplă acest lucru, puneam sare pe la colțurile caselor pentru a aluga energiile negative. Puneam cuțitul la temelie sau îngropam bani de argint, tot așa, la temelia construcției pentru prosperitate. Un fel de feng shui, dar mai românesc. Ștefan cel Mare, când a construit Putna, s-a suit pe vârf de deal, crezând în energie și unde a poposit... săgeata a construit Putna. Chinezii au dezvoltat acest sistem. Știți de ce? Pentru că ei au avut tehnologie. Ei au fost cei care au inventat busola, care indica nordul magnetic și care ne ajuta să așezăm casa în raport cu câmpul electromagnetic al planetei. Iar chinezii au zis așa că formula energiei dintr-un spațiu este influența cosmică, influența terestră prin energia electromagnetică, momentul în care se construiește o clădire și timpul, influența timpului. Acestea împreună dau naștere unei noi energii, energia caselor.
Acum câteva exemple foarte pe repede, exemple istorice. Bătălia de la Stânca Roșie a fost ajutată și de Feng Shui, pentru că au avut un strateg extraordinar, maestru Feng Shui, care le-a spus exact unde să se poziționeze și să ducă bătălia. Evident, au câștigat cei care aveau 50.000 de soldați. Apoi avem Palatul Interzis din Beijing, care este construit în timpul dinastiei Ming, după matematica Feng Shui, și se poate vedea trecerea, istoria și evenimentele, dacă facem un calcul. Apoi avem cazinoul din Constanța. Nu v-ați întrebat niciodată de ce un cazino care ar trebui să fie elementul prosperității, da, model de prosperitate, ajunge într-o așa paragină. Explicația este energia, pentru că am avut acces cu aprobări, am putut să fac calcul pe planul de acolo și mi-am dat seama de ce. Au avut atâtea probleme și vor continua să aibă. Asta rămâne între noi. Cel mai puternic om al planetei la un moment dat, ați știut că a ajuns în 1995 să apeleze la un maestru Feng Shui care l-a ajutat cu Trump Tower, a făcut niște modificări și uitați-l unde a ajuns. Adică sunt lucruri de netăgăduit ce poate să facă această știință în forma ei originală și nu în forma ei pervertită prin tot felul de obiecte și totemuri. Și cine ar fi crezut că în 20 de ani o tânără studentă va ajunge să fie vorbitor la congrese internaționale de Feng Shui, va ajunge să reprezinte România ca singurul maestru acreditat internațional de Feng Shui și va ajunge la TEDx. Așadar, să fiți atenți la spațiile în care intrați. Dacă nu puteți apelați să veniți la cursuri sau să apelați la un specialist, întotdeauna când intrați într-un spațiu, faceți cunoștință cu el. Petreceți mai mult timp. Ca într-o relație. Nu ne aruncăm brusc într-o relație. Nu? Când cunoaștem partenerul. Stăm un pic cu el de vorbă, vedem. Așa facem și noi. Intrăm într-o clădire și facem cunoștință cu ea. Veți vedea că dacă îi dați timp și vă permiteți și ei și vouă, o să o simțiți dacă este o energie bună acolo, dincolo de matematică. Matematica ne confirmă, pentru că o clădire poate să vă fie, sau casa voastră, să vă fie cel mai bun prieten sau bateria care vă încarcă sau cel mai mare sabotor dacă stați și petreceți timp pe energii negative. Vă spun din experiență de 20 de ani.